Nu doar operele lui Constantin Brâncuș au fost vandalizate. În locul de joacă special amenajat pentru copii, în Parcul Central din Târgu Jiu, frânghiile unui culoar care face legătura între două tobogane au fost tăiate. Pentru a evita o tragedie, primăria Târgu Jiu a blocat calea de acces. În aceste condiții, micuții care aleg să se joace în parc sunt în siguranță. Locul de joacă special amenajat pentru copii în Parcul Central din Târgu Jiu putea fi locul unei tragedii dacă nu se luau măsuri la timp. Astăzi, la orele amiezii, angajații primăriei care executau lucrări de igienizare în zonă au văzut că un culoar care face legătura între două topogane este vandalizat. Având în vedere că aceste frânghii au fost rupte, angajații primăriei au blocat accesul micuților prin acest culoar. În aceste condiții, pericolul este inexistent. Cu această ocazie, reprezentanții primăriei Târgu Jiu fac un apel către cetățeni și îi sfătuiesc să semnaleze orice problemă care o întâmpină în spațiile publice pentru a fi luate măsuri de siguranță.